Dar dacă e apa poluată, ce se întâmplă? Cine moare din apă? Pești. Și numai peștii? Uneori și plantele care trăiesc, da? Dacă marea este poluată, ce se întâmplă? Uite, te duci la mare și îi lași pe plajă și vântul duce spre mare. Ce se întâmplă în momentul respectiv? Ce se întâmplă? Se duc toate gunoaiele în apă. Se duc gunoaiele în apă și atunci cu peștii ce se întâmplă? Mor și plantele, mor și peștii, mor. Ideea de a colecta selectiv deșeurile a aparținut directorului unității de învățământ din Râmnicu-Vâlcea. La ea au achesat rapid atât cadrele didactice și personalul auxiliar al școlii, cât și copiii. Plasticul în altă pungă, deci metal, hârtia în altă pungă și metalul în altă pungă ca să le reciclăm. Și de ce e bine să reciclăm? E bine să reciclăm ca să ajutăm natura. Nu-i frumos să aruncăm deșeuri în apă. Să nu mai moară animalele și hârtia o punem în separat, metalul separat și sticla separat. Nu este greu, copiii știu să colecteze selectiv de la părinții lor. Ei știu de acasă că atunci când duc gunoiul, colectează selectiv și îl duc acolo tot așa. La școală, domnul director s-a impus cu acest lucru, pentru că a dat exemplu personal și vine de acasă cu sticlele. Drept care copiii noștri știu să ducă, da? Știu să ducă sticlele, știu să ducă plasticul, știu să ducă hârtia selectiv și cred că și doamnele noastre de servici colectează la rândul lor. Este o muncă și pentru ele dificilă, dar s-au obișnuit cu toți. 10 de tone de carton, plastic și sticlă au fost colectate selectiv până acum în școală. Deșeurile sunt valorificate prin Asociația Copii fără copilărie din Vâlcea, banii obținuți astfel fiind utilizați pentru ajutorarea familiilor nevoiașe din județ. De când implementați acest sistem? Din 2021, din momentul în care am venit director, am considerat că trebuie să facem ceva cu reciclabilele, nu putem să le aruncăm așa la voia întâmplării. Am stabilit un parteneriat cu Asociația Copii fără copilărie și tot ceea ce strângem, vine, readonăm pentru ei. Și strângeți? Strângeți ceva? Strângem. În fiecare săptămână le umplem duba. În săptămâna Școala Verde, anul trecut școlar, în luna aprilie, am avut o campanie la nivelul întregii școli, au fost implicați atât elevii de ciclu primar, cât și elevii de ciclu gimnazial și am strâns tot ceea ce putea fi donat și reciclat în același timp. În școală se colectează separat și deșeurile de baterii. În 2023, elevii de la școala gimnazială Mihai Eminescu au participat la concursul Nici o baterie la gunoi, clasându-se pe locul 2 la nivel național. Copiii din Râmnicu-Vâlcea au reușit să colecteze selectiv 405 kg de baterii uzate și acumulatori.